Flirtul online înseamnă că ți înșeli partenerul? Întrebarea este valabilă și pentru doamnele și domnișoarele care, cu ajutorul sfaturilor specialistului, au șanse să obțină un trup ca al îngerașilor de la Hollywood. Aflați totul acum la Codul Fericirii cu Diana Pârvu. V-am regăsit. Pentru că e vară și tentațiile sunt mari chiar și pe rețelele de socializare, astăzi vreau să vorbim despre infidelitatea virtuală. Flirtul online este o joacă sau un act de trădare din partea partenerului? Acum această infidelitate se face în special prin intermediul unor instrumente electronice, da, a tabletei, a telefonului, a laptopului și celălalt. Și atunci chiar și cel care poate nu ar vrea să devină infidel poate să încalce foarte ușor această limită. Ce întrebare! Se poate produce în orice moment, ținând cont că eu mi-am cunoscut partenerul virtual și acum o să mă căsătoresc. Oamenii se pot păcăli destul de ușor. Nu cred că infidelitatea online ar fi vreo problemă. Am trecut prin asta și știu cum e. Vă dați seama că nu mi-ar conveni, dar e mediul ei privat, adică nu am voie să... Semnele care ne arată că, de fapt, flirtul tinde să devină spre o relație mai serioasă. Intuiția. Asta e în primul rând. Nu, fiecare are dreptul să facă ceea ce vrea în mediul lui online și este viața lui privată. Este vorba de secretomanie, primul semn. Este vorba de secretomanie, faptul că sunt lucruri pe care nu le împărtășești cu celălalt. Stop it, because you don't know what you're doing, just stop! Alt semn este ideea aceasta, că primești mesaje la ore foarte târzii. Ce m-ar deranja dacă soțul, iubitul, ar vorbi cu o altă femeie? Nu. Aș considera că aș trăda încrederea faptul că aș deschide acel mesaj. Un alt semn important este faptul că persoana este foarte preocupată de discuția online. Alt semn este faptul că devii foarte posesiv cu tableta sau cu telefonul. Codul la telefon, mesaje primite din ce în ce mai des, se ascunde. Faptul că începi să-ți pui parole pe telefon, pe profilul de Facebook, persoane noi foarte insistente care dau like-uri, care dau share-uri, care comentează foarte mult. Cred că doar în aceeași măsură este același lucru. Aș ierta, nu cred că s-ar ajunge atâta timp cât e online. Ați putea să treceți peste? Nu. Ca o concluzie, da, și infidelitatea online este tot o formă de a înșela partenerul. Doare la fel de tare ca și infidelitatea reală. Am să vă dau o veste de ultimă oră. Am aflat cum reușesc cei mai sexy îngerași din lumea modei să arate impecabil în costum de baie. Priviți și luați aminte! Și până acum doar ați visat la formele lor perfecte. Atenție, doamnelor! Aqua Fusion este secretul lor. E simplu și eficient. Aveți nevoie de gantere de maxim un kilogram și de un prosop. Se ard între 500 și 800 de calorii într-o ședință de 60 de minute. Începem primul exercițiu, am luat gantarele în mână, un genunchi îndoit, celălalt întins, kick, ne lucrăm picioarele, brațele și talia. Una, două, trei. Practic este o combinație între kickboxing, balet și fitness. Cel de-al doilea exercițiu ne lucrează abdomenul și brațele, tot opus cu genunchi. Trei, patru, cinci. 6. La următorul exercițiu vreau să avem spatele drept și pentru o postură corectă ne folosim de un prosop. Fandăm, ne răsucim mult din talie. Ne lucrăm spatele și abdomenul.
poate participa la clasele de AquaFusion. Atât copiii, cât și oamenii în vârstă, dar și femeile însărcinate. Ce recomand AquaFusion? Pentru că respectă toți cei patru factori esențiali pentru o bună condiție fizică. Puterea, mobilitatea, coordonarea și rezistența. Complicată treaba asta cu astrele. Mi-a spus astrologul ce zodii să nu lași singure la mare, că se poate rupe lanțul de iubire sau cine știe ce se mai poate întâmpla. Ascultați și dumneavoastră! Vara asta am să mă îndrăgostesc. Ce zodie nu lași la mare singură? Greu de spus, pentru că sunt împărțite zodiile oarecum. În primul rând sunt cei pe care nu trebuie să-i lași la mare singur, pentru că îți vor purta ranchiună și vor ține minte. Iubirea ta ce mă ține, orice vară, lângă tine. Taurii, Geminii, Fecioarele și Scorpionii. Scorpionii ar sta să se gândească, să observe, niciun caz nu ai frică să-l pierzi. Fecioara cu siguranță va sta și se va gândi oare ce faci tu acasă, de ce n-ai vrut tu să vii și în ce condiții ar fi putut să te atragă. Geminii te vor ierta, dar vor ține minte și la un moment dat s-ar putea să-ți întoarcă favoarea. Taurul probabil se face gelozii. Apropo de zodiile pe care le poți lăsa singure la mare și le poți face chiar și o surpriză. Ei nu se vor supăra dacă vei ajunge acolo inopinat. Berbecul, Balanța și Vărsătorul. Iar ultima situație, bineînțeles, cei pe care riști să-i pierzi dacă i-ai scăpat din frâu și au ajuns la mare, sunt în primul rând racii și peștii. Se vor simți ca la ei acasă, nimic nu va mai conta. Și Săgetătorul, Leul și Capricornul s-ar putea să scape undeva într-o distracție mai puternică sau, de ce nu, o aventură de o vară sau poate chiar o poveste de dragoste de acolo începând. Sper că am adus puțină fericire în casele dumneavoastră. Sunt Diana Pârvu. Până săptămâna viitoare, nu uitați să zâmbiți! E gratis! Welcome to the show.